Vă invit în seara aceasta să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, capitolul 7. Concluzia celei mai lungi predici pe care Evanghelia o conține din predicile pe care Hristos le-a rostit cât a trăit pe pământ. Haideți așadar să ascultăm finalul predicii de pe munte, unde Hristos rostește următoarele cuvinte. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată, care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Până aici cuvântul Domnului, vă invit să vă reașezați. Mulțumim Bunului Dumnezeu că în seara aceasta ne dă harul să fim împreună cu dumneavoastră. Mulțumesc fratele Ovidiu, păstorul dumneavoastră care ne-a invitat. Suntem împreună cu acest grup cu care slujim și în Biserica Muntele Sionului și ori pe unde ne intersectăm în slujire, mă pun să cânt și eu cu ei, că mi-e dragă cântarea. Și știu că și la dumneavoastră, celor din Dej, vă e dragă cântarea. Am simțit asta la felul în care cântați cu noi. Și pentru că eu cunosc bisericile din Dej și biserica aceasta, eu provin din Dobric, nu departe de dumneavoastră, și când eram tinerel, eram la liceu în Beclean, când era evangelizare seara aici, veneam cu trenul din Beclean și veneam pe jos de la gară până aici, era o delicatese, era extraordinar. Puțini veneau cu mașina la adunare, toată lumea umbla cu autobuzul și cu trenul pe vremea aceea, mă întorceam seara înapoi și apoi altă dată veneam cu prieteni de-ai mei, cu verișori de la Dobric aici și totdeauna am simțit bine la dumneavoastră la Dej. În seara aceasta mă bucur să vă salut, vă aduc salutări de la Baia Mare, pentru că așa a rânduit Domnul de mai mulți ani, slujesc în Maramureș și mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Mă bucur să salut și pe Dani Ștețcu, cu care am fost colegi la București o vreme. El era anul 1, eu anul 4. Mă bucur să văd aici parte din familia Pop. Când eram tinerel, cântam în cor la Dobric și fratele Vasile, soțul sorei Lidia, venea și ne dirija și ne punea la punct întotdeauna că la noi, la țară, aveam nevoie de un om de felul acesta. Seara aceasta sunt aici să mărturisesc cuvântul Domnului și aș vrea să privim în cuvântul pe care l-am citit în seara aceasta și fiecare dintre noi să ne verificăm viața. Nu cred că există vreo persoană aici care și-ar dori în viața lui să aibă parte de eșec. Eu nu am văzut pe nimeni, numai dacă n-are minte, să-și dorească eșecul în viață. Cu toții ne-am dori, dacă se poate să ne meargă bine și să fim persoane de succes, indiferent în ce domeniu activăm. Într-o seară, mergeam la o evanghelizare în zona în care slujesc, în Maramureș, și am luat cu mine un băiat trecut de 30 de ani. Îl cunoșteam din biserica unde este membru, mai cânta din când în când câte o cântare și avea o voce foarte bună. Dar mi se părea că ceva nu este așa din regulă cu el și pe drum a avut timp să-mi povestească puțin despre viața lui. Și a început spunându-mi, frate, dumneata, crezi că eu aș vrea să fiu așa? La 18 ani săpam o fântână împreună cu tata și pentru că eu eram mai sprinten, m-a băgat pe mine în fântână și când a coborât oala aceea să ridice molozul, la un moment dat, ridicând molozul pe la mijloc, s-a rupt funia care trăgea molozul și mi-a căzut oala în cap. Din ziua aceea, zice el, m-am ales cu epilepsie, că se întâmplă momente în care, efectiv, mi se taie firul și cad jos. Mi se întâmplă uneori pentru că era singur acasă, mama lui era plecată în Italia, tată nu mai trăia, era singurul pocăit în familie. Zice el, trebuie să tai lemne cu circularul și când simt, primesc așa ca un clic, mă las jos
las circula pornită și după câteva minute îmi revin. Într-o seară veneam din sat acasă și pentru că am luat-o pe o scurtătură, am căzut într-un șans, m-au luat slăbiciunile, nu mi-am mai găsit telefonul, nu mi-am mai găsit basca din cap, nu mai știu ce să fac. Ba mai mult, îmi arată mâna, una din mâinile sale, nu mai rețin care, era pe jumătate încleștată și toată palma era arsă, zicea, într-o seară, în timp ce băgam pe foc lemne, m-au luat slăbiciunile și n-am apucat să mă trag înapoi și am căzut pe sobă, cu mâna și cu fața. Și pe față avea o cicatrice evidentă și mâna era rămasă aproape nenorocită pentru totdeauna. Frate, zice el către mine, aș vrea să mă însor. N-am cu cine. Când stau să povestesc o fată și să-i spun despre mine, nu mă bagă nimeni în seamă. Și vă spun, este în biserică. Îl slujește pe Domnul așa cum poate. Cântă foarte frumos. M-am uitat la el și mi-a fost așa de milă de el. Ca păstor m-am silit să fac tot ce știu pentru acest băiat, ca să-l fac, ca să-și schimbe starea. Însă mi-am dat seama că atâta este de greu în viață când eșuez. Atunci când peste tine vin situații pe care nu mai poți să le schimbi. În seara aceasta am citit un cuvânt care ne vorbește despre două feluri de a trăi viața. Când Domnul Iisus Hristos conclude această predică de pe munte, El pune în fața oamenilor două pilde. Pilda unui om care a zidit pe stâncă și pilda unui om care a zidit pe nisip. În seara aceasta nu vorbim de case. Hristos n-a vrut să vorbească aici de case, ci a vrut să vorbească de viața omului, de felul în care își trăiește omul viața. Și există un fel că poți să-ți trăiești viața și toată viața ta să fie o risipă și în final o prăbușire din care nimeni să nu te mai ridice, sau poți să trăiești toată viața zidind, zidind, zidind și în final să se vadă ce ai zidit. Cuvântul Domnului ne spune în Psalmul 15, când omul lui Dumnezeu are așa parcă un gând foarte înalt și pornește de la întrebarea, Doamne, cine va locui pe muntele Tău? Cine va locui în cortul Tău cel sfânt? O întrebare mare, nu? Asta e o întrebare mare. Exact cum noi ar trebui să ne întrebăm, Doamne, oare voi fi și eu în prezența Ta vreodată? Viața mea va fi o viață de om care să te slujească, să rămân lângă Tine și apoi să știu că sfârșesc în împărăția Ta? Ăsta este idealul creștin. Dacă nu este idealul creștin să ajungem să fim cu Dumnezeu pentru eternitate, atunci ne pierdem vremea degeaba cu evangelizările, îți pierzi vremea degeaba venind la adunare. Idealul creștin este acesta, să ne mântuim sufletul, trăind o viață după voia lui Dumnezeu. Cum se poate așa? Când ne uităm în Psalmul 15, cuvântul Domnului continuă și spune acolo, enumerând câteva foarte importante caracteristici ale omului lui Dumnezeu, cel ce spune adevărul din inimă, cel ce face voia lui Dumnezeu, cel ce umblă neprionire. Și finalul acestui psalm este interesant, pentru că zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul 6, ultima parte așa, cel ce se poartă așa, nu se clatină niciodată, indiferent ce vânturi vor veni peste el, indiferent ce furtună va lovi peste barca vieții lui, el va rămâne în picioare. Și în seara aceasta aș vrea, potrivit acestui cuvânt, să urmărim, să vedem cum arată o viață care nu se poate ruina. Cum arată o viață care nu se poate ruina? Pentru că Hristos își termină mesajul spunând despre omul nechipzuit care aude cuvântul lui Dumnezeu și nu îl împlinește, prăbușirea i-a fost mare. Vă întreb în seara aceasta, este vreo unul aici, indiferent de vârstă, indiferent de pregătire, indiferent de religie, care ar dori ca a lui viață să aibă parte de o astfel de prăbușire? Din prăbușirea aceasta nu te mai ridică nimeni niciodată. V-am întrebat, am așteptat să văd un răspuns, nu v-am pus să ridicați mâna, dar simt după felul în care reacționească la această întrebare, niciunul dintre noi nu am vrea să răspundem pozitiv. Nu am vrea viața noastră să sfârșească prin eșec. Nu am vrea să fie viața noastră cu un final apoteotic, nepotrivit. Îmi amintesc când eram adolescent, pentru că una din tensiunile cele mai mari pe care eu le aveam vis-a-vis de ideea de a mă întoarce la Dumnezeu, măcar că eram din familie de pocăiți și umblam la adunare ca și ai dumneavoastră copii pe care îi aduceți și e fain că îi aduceți, așa facem și noi cu ai noștri, cea mai mare tensiune era aceasta. Aș vrea să mă pocăiesc, aș vrea să mă întorc la Dumnezeu, dar aș vrea să știu că sunt statornic, că serios și nu ca aveam în minte exemple negative. Așa cum în seara aceasta s-ar putea să fie aici
vreo persoană sau mai multe care să se gândească, aș vrea și eu să-L urmesc pe Domnul, aș vrea și eu să mă botez, aș vrea să mă pocăiesc, aș vrea să mă întorc la Domnul, dar nu știu dacă îi putea rezista. Sunt atât de multe tentații în lumea aceasta. Nu știu dacă pot să rămân statornic. În general, oamenii din lume spun mereu aceasta. Au teama de a se pocăi. Știu că e bine să se întoarcă la Dumnezeu. Sunt de acord că trebuie să-L slujească pe El. Dar le este frică de faptul că n-or putea rămâne în pocăință. În săptămâna aceasta, într-o seară, eram la o evanghelizare într-o altă biserică unde păstoresc. Și la final am stat de vorbă cu un bărbat care... Anul trecut a fost vindecat de Dumnezeu de cancer. El are credința lui, dar nu este pocăit. Am stat de vorbă cu el pentru că m-am dus în familia lui, în curte la el, mi-am parcat mașina, stă chiar lângă casa de adunare, și pentru că mi-a zis, hai până la mine în casă, m-am dus. Și am stat de vorbă puțin cu el și am simțit că ceva în suflet frământă și am zis direct, pentru că uneori noi ca și păstori, și pentru că nu avem prea mult timp, și pentru că suntem uneori prea naivi sau creduli, întrebăm direct. Uneori iese bine, alteori o luăm pe cocoș. Oamenii sunt atenți să ne spună, băi frate, tu așa crezi despre mine. Și m-am uitat la el și am zis, frate, i-am zis frate ca să-l câștig. Dumneatale, după cum îmi vorbești, simt că ai o lipsă în suflet. Și a început să plângă. De unde ți-ai dat seama? După felul în care vorbiți. După felul în care vorbiți, mi-am dat seama că aveți încă o nevoie pe care trebuie să o împliniți. Știți, s-a uitat la mine și a zis, așa-i frate, aș împlini eu, dar mi-e frică. Mi-e frică. Știți că sunt mulți oameni care nu se pocăiesc de frică vis-a-vis de faptul că nu vor putea ține pocăința? Știți că sunt din familiile noastre unii tineri care sunt în seara aceasta la adunare, alții n-au venit, care se gândesc, se frământă, m-aș pocăi, da, dacă nu pot să țin, nu vreau să fac de rușine pe mama, nu vreau să fac de rușine pe tata, nu vreau să fac de rușine botezul, că mă botez și după aia mă duc în lume. Aș vrea seara aceasta să medităm asupra acestui cuvânt și să facem portretul unui om care poate să trăiască împreună cu Dumnezeu, lângă Dumnezeu, fără ca viața lui să se clatine. Nu înseamnă că nu vin ploi. Nu înseamnă că nu vin vânturi, nu înseamnă că nu vin șuvoaie. Ei, toate acestea creează deranj. Toate acestea creează deranj. Dar nu distrug. Pentru că temelia era puternică acestui om, spune cuvântul Domnului, era zidită pe stângă. Și aș vrea să vedem cum arată o viață care nu se poate ruina. Și primul lucru pe care vreau să-l subliniez din textul nostru este acesta. O viață care nu se poate ruina este viața în care omul urmărește nu doar să fie informat, ci se lasă transformat. Este diferență între un om informat și între un om care se lasă transformat de informație. Cuvântul pe care l-am citit debutează cu aceste cuvinte. Hristos spune așa, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Dacă aveți textul biblic, observați că Doamne, Doamne apare în ghilimele. Știți de ce? Pentru că Hristos folosește un citat. Pentru că în vremea aceea existau foarte mulți oameni din neamul lui Hristos, a venit la ei săi, care cunoșteau foarte mult de Dumnezeu, care știau foarte multe din legea lui Dumnezeu. Existau unii care cunoșteau legea din doscă în doscă și erau 613 legi. Erau unii care aveau curajul să-i spună lui Hristos, toate aceste legi le-am păstrat cu sfințenie din tinerețea mea. Erau oameni care cunoșteau multe despre Dumnezeu. Hristos nu a venit să le spună foarte multe lucruri noi, ci Hristos a venit să actualizeze cuvântul lui Dumnezeu pe care ei l-aveau, să-l facă pe limbajul lor și pentru a-l putea aplica în viață. Marea problemă a acestor oameni din vremea Domnului Iisus era aceasta. Ei cunoșteau despre Dumnezeu, ei știau despre Dumnezeu, ei aveau informații, măcar că nu aveau Biblie câte avem noi, dar aveau învățători ai legii. Aveau un sistem atât de bine pus la punct în ce privește legea lui Moise și învățarea ei, încât un copil la 5 ani de zile cunoștea deja șema pe din afară. Asta înseamnă 19 versete care însemnau binecuvântările, binecuvântările din Scriptură. Cunoșteau o parte din Tora, la 10 ani cunoșteau limba ebraică la perfect, la perfect. De aceea, de ani, de mii de ani de zile, ei nu și-au pierdut limba.
Ei nu și-au pierdut limba. Adică imaginați-vă că este supranumit Moise ca fiind inventatorul alfabetului ebraic, care a trăit, cine mă ajută? Acum 3500 de ani. Evreii acum 3500 de ani aveau limba scrisă. Știți când au apărut primele texte în limba română pe care noi le avem? În urmă cu aproximativ 500 de ani. Puteți să vă imaginați din ce popor face parte Iisus? Pentru că Dumnezeu a zis, voi veți fi cap și nu veți fi coadă. Era un popor atât de deștept, încât existau situații în care încercau prin întrebări ticluite, prin tot felul de forme de a se adresa lui Hristos, să-L prindă cumva cu vorba, să-L prindă cu vorba. N-au reușit, că Hristos era mai deștept ca ei. Pentru că Hristos era evreu numai din Maria. Iar din Tată era din cer. Mărit să fie numele Lui. Oamenii aceia cărora Hristos le vorbea erau oameni care în fiecare zi vorbeau despre Dumnezeu. Cunoșteau despre Dumnezeu, citeau despre Dumnezeu, spuneau altora despre Dumnezeu, știau. Erau unii care urmăreau să vadă cum se împlinește legea. Erau unii care îl urmăreau pe Hristos pas cu pas să vadă dacă Hristos respectă legea întru totul potrivit literei. Însă majoritatea dintre ei erau oameni care nu se lăsau transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Nu se lăsau transformați de cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne gândim la vremea în care noi trăim. Credeți că există în mijlocul nostru oameni care să nu cunoască despre Dumnezeu? Eu cred că dacă am pune în mijlocul nostru un copil de clasa a treia, poate e prea mult, are prea multă experiență deja, să ne povestească despre Dumnezeu. Știți că ne-ar spune lucruri care ne-ar uimi? Aproape zilnic sunt la școală, predau religie și azi am avut oră cu mai multe clase, dar am avut cu o clasă de a treia, unde am într-o clasă, doar într-o clasă, 10 copii. E o grupă formidabilă, sunt în clasa a treia. Când începem ora, întotdeauna începem cu rugăciune, dar înainte să ne rugăm, îi rog frumos să-mi spună cauzele pe care ei le au. Pentru că rostim cu toții Tatăl nostru și asta deja a devenit o rugăciune de lemn și vreau cumva să fim mai practici un pic și să-i ajut să vadă puterea lui Dumnezeu în rugăciunile lor. Știți ce sunt uimit? Majoritatea dintre ei vin și îmi spun așa, vreau să ne rugăm pentru mătușa care nu-i pocăită, Dumnezeu să-i atingă inima să se mântuiască. Nu vine să cred. Copiii noștri crescuți în biserică, la grupele de școală duminicală, învățați de mama, învățați de tata, în clasa a treia, n-au numai 9 ani, 10 ani. Ăștia știu planul de mântuire a lui Dumnezeu, ce înseamnă să te pocăiești, să te întorci la Dumnezeu. Știți unde e problema? La a ne lăsa transformați de ceea ce știm. Dumneavoastră, credeți că în seara aceasta, oricare dintre cei prezenți, poate excepție, am văzut o fetiță de vreo 2-3 ani, n-ar putea să ne spun articulat cam ce ar trebui. În rest, fiecare dintre noi cred că suntem în stare să spunem, începând de la copiii noștri, cam ce ar însemna să ne pocăim, ce ar însemna să ne lăsăm schimbați, transformați de puterea lui Dumnezeu. Problema este nu că nu știm, ci că știm. Dar ne lăsăm foarte greu transformați. Ne lăsăm foarte greu transformați. Domnul Hristos rostea cuvântul lui Dumnezeu și unii îl primeau, dar cei mai mulți îl respingeau. Ioan Botezătorul, înainte de Hristos, cu doar câteva vreme, a început să vestească cuvântul lui Dumnezeu, a început să transmită mesajul pocăinței și îi chema pe toți să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Și iată, spune cuvântul lui Dumnezeu, au venit oamenii care cunoșteau legea. Spune Biblia, farisei și învățătorii legii, văzând că tot Ierusalimul și toate împrejurimile se întorc la Dumnezeu, primind botezul, o să mergem și noi să ne botezăm, dar fără întoarcere la Dumnezeu. Mergem și noi să ne botezăm, dar fără pocăință. Mergem și noi să ne botezăm, dar fără o schimbare a minții și a inimii. Dacă nu ar fi avut Ioan Duhul lui Dumnezeu peste el, pentru că era proroc, probabil s-ar fi botezat și la tot Ierusalimul și toate împrejurimile ar fi scris și mai mari vremii s-au botezat și așa mai departe. Și nu știu în ce împrejurare s-o fi întâlnit Ioan cu Irod, dar bănuiesc că și Irod o fi trecut pe acolo, pe lângă Iordan. Că Biblia spune despre Ioan că el propovăduia botezul pocăinței în pustia Iudeii lângă râul Iordan.
Nu ni se spune că ar fi umblat ca Iisus din cetăți și în sate și în orașe, ci acolo lângă Iordan. Și posibil că într-o zi Irod, care a auzit că tot Ierusalimul s-a botezat, a zis, ce pierd? Oricum cameleon era Irod. El era un edomit. Se căsătorise cu Miriamne, fata lui Hircanus al doilea, care era mare preot în Israel, era un edomit, n-avea treabă cu evrei. Dar ca să prindă bine, o zis, intru un neam preoțesc, intru un neam regesc și e bine. Și l-au primit evrei. Și l-au primit. S-au gândit, dacă mă duc și mă botez, ce pierd? Îi câștig încă o dată pe ăștia. Posibil, nu ne spune Biblia asta, dar într-o împrejurare, spune Biblia, Ioan Botezătorul se intersectează cu Irod. Poate doar trecuse să vadă ce se întâmplă la Iordan. Și Ioan a început să strige după Irod. Nu ți este îngăduit. Nu ți este îngăduit să trăiești cum trăiești. Știa Irod cum trebuie să trăiască? Știa. Știa. Pentru că spune Scriptura, după ce l-a capturat și l-a băgat în închisoare, Irod se temea de Ioan. Că știa că este un proroc al lui Dumnezeu. Pentru că și Irod a fost martor la lucrările lui Dumnezeu. Pentru că Irod cel Mare și apoi fiul său Irod din vremea lui Ioan și apoi nepotul lui din vremea Faptei Apostolilor, capitolul 12, au fost oameni care au intrat în contact cu mesajul lui Dumnezeu. Dar pe ei nimic nu i-a schimbat. Nimic nu i-a schimbat. Ba mai mult spune Biblia, Irod, nepotul lui Irod cel Mare, Fapte 12, când într-o împrejurare a simțit că este o tensiune la anumiți oameni care au venit din zona Tirului și a Sidonului, spune Biblia, s-au adunat acolo ca să facă un pic de răsmeriță. Și pentru că unul dintre angajații lui Irod le-a spus, oameni buni, apropiați-vă de Irod, flatați-l, mângâiați-l, spuneți-i cuvinte grele, mari, că vă rezolvă problema. Și o zice Biblia, au venit oamenii aceia și au început să-l măgulească pe Irod și au zis, Irod, tu poți să ne vorbești ca Dumnezeu. Noi așa te vedem pe tine. Tu ești atât de iscusit, tu ești dintr-un neam atât de pompos și important, încât glas de Dumnezeu vrem, nu de om. Și spune Biblia, Irod și-a luat mantia pe el și s-a urcat pe scaunul regesc și a început să vorbească, pentru că a crezut că într-adevăr el poate fi Dumnezeu. Și ce spune cuvântul Domnului? În momentul acela, în clipa aceea, un înger l-a lovit din cer și a murit, mâncat de vier. Pentru că, zice cuvântul Domnului, n-a dat slavă lui Dumnezeu. N-a dat slavă lui Dumnezeu. Vedeți? Oamenii care intră în contact cu Evanghelia lui Dumnezeu, cu a Domnului, cuvânt, cu cerințele lui Dumnezeu, dar nu le pasă de ce cere Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în seara aceasta, stimatul meu, care știu că ești informat, ai fost și aseară la evanghelizare, îți vei mai îmbogăți mesajul religios și cu evanghelizările următoare, probabil mâine seară, duminică seara, în seara aceasta, te lași transformat de cuvântul lui Dumnezeu? Răspunsul este simplu, da, dar trebuie să se vadă aceasta. Să se vadă, pentru că o viață schimbată este viața omului care rămâne în picioare și când sunt furtuni, și când sunt ploi, și când sunt torente, când sunt tunete, nu numai când este vreme bună. Dumneavoastră ați auzit de creștini de vreme bună? Știți că sunt creștini de vreme bună? Să nu-l superi. Sunt unii care și zic să nu mă calci pe coadă, de parcă noi am fi animale. Frați și surori, stimați prieteni, dragii mei, Dumnezeu ne-a creat pe noi cu această capacitate de a primi informația. Dar informația nu trebuie să o lăsăm doar la nivelul minții, că atunci facem capul mare. E drept că cel mai greu drum este de la minte la inimă. Să ne lăsăm viața schimbată și transformată de cuvântul lui Dumnezeu. Vă spuneam mai devreme despre un om care a venit la Domnul Iisus și spune în Matei capitolul 19 și versetul 16, un tânăr bogat, despre care unii spun că avea cele mai înalte studii ale vremii, doctor în teologie, vine la Hristos și atenție vă rog cum formulează el întrebarea, învățătorule, ce bine să fac ca să am viață veșnică? Omul ăsta era în căutarea unui principiu, a unei idei. El nu zice ce lucru bun. Pentru că Domnul Iisus Hristos îl aduce la lege. Și zice, ăstea toate le-am făcut. Zice Domnul Iisus, da? Nu, prima dată toate le cunosc. Le știa pe toate. Apoi toate le-am împlinit. Da? Nu vreau să văd și eu. Adică, vinde tot ce ai, împarte la sărac și urmează-mă. Îți pasă de semenul tău? Îți pasă să nu-l furi? Îți pasă să nu-l ucizi? Îți pasă să nu-l înșeli? Îți pasă
să nu minți, ți drag aproapele? Da. Vinde tot ce ai de la săraci. Demonstrează că știi. Demonstrează ceea ce cunoști. Și ce spune Biblia? I-a căzut fața. A plecat dinaintea lui Hristos întristat de tot. De ce? Pentru că inima lui era legată de bogății. Mintea lui era legată de cuvântul lui Dumnezeu. Mintea lui era plină de legea lui Dumnezeu. Mintea lui era plină de comentariile legii pe care le aduceau preoții în vremea aceea. Dar inima era legată de bogății și n-a putut să se dezlege de ele. De-aia a plecat din fața lui Hristos și n-a primit nici măcar informația asta care gândea el că îl va face mai deștept. Ce bine să mai fac. Făcuse multe. Făcuse să-l vadă ceilalți. Făcuse să dea bine în fața celorlalți. A venit cu respect, cu plecăciune. Bunule învățător! Și Hristos spune, nu, problema ta este că nu te lași transformat. Și de-aia a plecat întristat de tot. Ori în seara aceasta, stimații mei, noi avem nevoie să lăsăm pe Hristos să treacă de la mintea noastră la inima noastră. Ce credeți că mai marele vameșilor din Ierihon, cu numele Zacheu, nu cunoștea și el legea? Știa, cunoștea. Că de obicei romanii își puneau din poporul lui Israel vameși. E drept că alegeau pe cei mai învârtiți, pe cei mai șmecheri, pe cei care se descurcau mai bine și Zacheu era unul din ăsta. Se și învârtea ușor că era mic. Dar iată-l în situația în care spune cuvântul lui Dumnezeu, intră Hristos în casa lui. Păi Hristos venea pe drum și când Hristos mergea, nu predica. Când Hristos se oprea, spune Biblia, s-a oprit într-un podiș și acolo a predicat Evanghelia. Dar în cazul în care a intrat în Ierihon, Hristos nu predica pe drum. Mergând pe drum, era urmat de alai. Ori Zacheu n-a auzit nicio predică de la Iisus. Știa el, cunoștea el, auzise el. Din drumul de la marginea Ierihonului până la casa lui Zacheu. Nu spune Biblia că Hristos i-ar fi predicat, hai Zacheu, că tu mă duci acasă, te porți frumos cu mine, hai să spun ce trebuie să faci. Un singur cuvânt a spus Hristos când s-a oprit sub dudul unde era Zacheu. Zacheu, dă-te jos de grabă, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Nu trebuie mai mult. Nu trebuie mai mult să spunem. Doar atât, e important, e suficient să rămână Hristos în casa ta. Că dacă inima ta e deschisă, lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă și s-a dus Hristos în casa lui Zacheu și au pus masa și au început să mănânce. Și Zacheu probabil dădea ordine, măi, mai aduceți aia, mai aduceți cealaltă, mai aduceți cealaltă. Până la un moment dat, îți spune Biblia, s-a ridicat Zacheu în picioare, toți stăteau jos la masă, acum era și el mare. Toți stăteau jos. De obicei, cam așa se servea masa în zona aceea, jos pe un covoraș. Și a început Zacheu să vorbească. Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor. Ce se întâmplă cu tine, omule? Nu cumva ți-ai pierdut mințile? Ești un om deștept, tu toată viața ai strâns, tu toată viața ai știut să iei de la alții, de la alții. Toată viața ai fost un om care ai potrivit bine sistemului roman. Ce se întâmplă cu tine? Nu-i moment de slăbiciune. Nu-i moment în care ți-ai pierdut cumpătul. Era momentul în care inima lui a început să se moaie. Era momentul în care icebergul, ghețarul din viața lui, s-a lovit de Hristos care era fierbinte și a început să se topească. Și dacă am năpăstuit pe cineva, am înșelat pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și toți stăteau și nu știau ce să zică, ce s-a întâmplat aici. Și Hristos, parcă vine și rostește un cuvânt atât de puternic, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Pentru că și el este un fiu al lui Avram. Pentru că fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Binecuvântat să fie numele Domnului. Știi că în seara aceasta Domnul Iisus Hristos te caută pentru că vrea să-ți schimbe viața? Viața ta nu se schimbă doar în contact cu o informație pe care o auzi. E importantă informația. Viața noastră se schimbă numai atunci când ne întâlnim cu Hristos, Cel care ne-a dat acest cuvânt. Cu filozofii, cu idei, cu ideologii, ne-am intersectat noi mereu. Așa cum îmi amintesc de adolescența mea, că mergeam la adunare și toate predicile le ascultam. Nu îmi plăceau până la capăt, care erau mai lungi, doream să se termine. Până la 11:30 mi se părea că mi-e foame și s-o obosit și duminică dimineață. Ieșeam și plecam mai repede, dar măcar eram acolo. Știți ce a fost important? Că în biserică m-a găsit Domnul. Că dacă eram acasă sau la alte prostii,
Nu știu dacă m-ar fi găsit, dar pentru că eram la adunare și mama cu tatăl a zis, trebuie să mergi la adunare, m-a găsit Domnul acolo. Slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Și în seara aceasta aș vrea să îl lași pe Hristos, nu doar să-ți aducă încă o informație, că nu știu dacă eu am conținut ceva în predica asta nou pentru dumneavoastră, ci mă rog ca să fie puterea lui Dumnezeu ce să ia aceste cuvinte simple, să transforme inimile noastre. Pentru că o viață care nu se poate ruina nu este bazată doar pe informație, nu doar informație, ci ne lăsăm viața transformată. Avem la bază nu doar informații, important cuvântul, de aceea îl propovăduim, de aceea îl avem în casele noastre, dar ne lăsăm și schimbați de acest cuvânt al lui Dumnezeu. Am slujit o perioadă în Sighetul Marmației, aproximativ vreo 4 ani de zile, în biserică unde este păstor fratele Simeon Bumbar, și acolo, la un moment dat, într-o duminică seară, am văzut că a venit o familie tânără în adunare și pentru că nu era biserica foarte mare, i-am identificat. După slujbă au venit și ne-au spus că ar vrea să se boteze. De la prima întâlnire, când se pregăteau candidații pentru botez, așa cum se obișnuiește în orice biserică, se fac un pic de pregătire cu ei, când oamenii au fost întrebați cum este cu viața lor, i-am spus că ei vor să se pocăiască, sunt soț și soție, au 2 copii de aproximativ 5 ani de zile, dar ca o istorie mai interesantă. El lucra la o firmă și era unul dintre cei mai buni agenți de vânzări, în special pe produse de alcool și tutun. Zona Maramureșului istoric era la picioarele lui, era cel mai bun agent pe zona respectivă. Însă în duminică seara aia în care el a fost la adunare și nu era evanghelizare, nici nu mai știu cine a slujit, nu contează asta. Omul acela a fost atât de mișcat de cuvântul lui Dumnezeu că următoarea zi, dimineață, s-a dus la locul de muncă și și-a băgat preaviz. Și când a venit șeful el, a zis, dar ce faci, mă, omule? Ghiță Pisuc se numește acest om. Zice el, eu nu mai pot să lucrez aici. Cum nu mai pot să lucrez? Eu m-am pocăit. Cum adică, bă, te-ai pocăit? Ce se întâmplă cu tine? Aseară am fost la biserică, viața mea s-a schimbat. Eu nu mai pot să vând tutun și alcool. Nu mai pot să vând tutun și alcool. Omule, dar tu ai un salar foarte bun. Eu îți măresc salarul. Rămâi aici. Nu mai pot. Și-a băgat preavizul și pentru că legal, corect, trebuia să mai lucre 2 săptămâni, a mai lucrat și la o săptămână după aceea l-a sunat cineva, fără să știe ce s-a întâmplat în viața lui, și a zis, Ghiță, o firmă nouă, vine zona Maramureșului istoric, caută un agent bun și vin cu produse alimentare. Și fără să știe ce s-a întâmplat cu Ghiță, zice, ăștia nu vând alcool și tutun. După ce a ieșit preavizul, s-a angajat la acea firmă, a câștigat dublu. După vreun an și jumătate, s-a angajat la o firmă mare din Baia Mare. Cred că mai lucrează și acum. Firma Șto. Eu vă dau detalii clare. Îl cunoști? Un om deosebit. Dirigează, conduce cântările în biserica din Sighe. Soția lui dirigează orchestra. Copiii lor sunt mari, fata s-a căsătorit. Îmi spunea el odată, frate, zice, de la salariul pe care l-am avut ca agent când vindeam alcool și tutun, acum, unde lucrez, câștig de 4 ori mai mult. Pentru că atunci când îți lași viața schimbată și transformată de Dumnezeu, chiar dacă vin șuvoaie, furtuni, ce faci după? Bun, dar dacă trebuie să schimb locul de muncă, dacă trebuie să schimb prietenii, dacă trebuie să schimb stăpânul, ce faci după aia? Poartă Dumnezeu de grijă. Poartă Dumnezeu de grijă. Pentru că atunci când te lași schimba, te lași transforma de cuvântul lui Dumnezeu, cel care te cheamă să-L urmezi, va veghea asupra ta ca să rămâi în picioare. O viață care nu se poate ruina, așadar, este viața unui om care urmărește nu doar să fie informat, ci se lasă transformat. Al doilea gând, o viață care nu se poate ruina are la bază nu doar o religie, ci o relație. Nu doar o religie, ci o relație. Vă rog, fiți atenți la formulare, că e importantă și religia. Eu aud uneori predicatori și eu mă găsesc câteodată cu sloganul ăsta, că l-am luat de la alții mai mari, zicând, noi nu avem o religie. Cum să nu? Noi avem o religie. Pentru că, din punct de vedere gramatical, religie vine de la latinescul religo, religare. A renoda o relație care cândva a fost frântă. Și se referă la relația om-Dumnezeu.
Or, cuvântul Domnului spune la un moment dat, în Iacov, capitolul 1, cred că versetul 27, religia curată și neîntinată. Pentru că există o religie bună. Există o religie bună. Însă nu-i suficientă religia, că ea la un moment dat îmbracă forma aceasta de dogmă. Și știți, oamenii asociază religia cu o anumită pătură religioasă. Și zic, bă, religia ta ai voie să faci asta, asta, asta și asta. Și din păcate am ajuns să avem doar o religie și am pierdut relația cu Dumnezeu. A rămas de unii dintre noi numai șablonul, forma și esența s-a dus. Pentru că în seara aceasta Domnul Hristos le vorbește unor oameni care seamănă cu noi, oameni care ziceau, Doamne, Doamne! Și unii dintre ei vin și spun, n-am prorocit noi numele Tău. N-am făcut noi semne, minuni în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău. Oameni care vorbesc de niște evidențe care au fost în viața lor, dar care pierduse relația, care nu mai aveau legătură cu Dumnezeu. Oamenii religioși au fost cei care i-au creat Domnului Iisus Hristos cele mai mari tensiuni. Poate nu vă vine să credeți că îl vedem pe Hristos mânios. El ne spune, mâniați-vă și nu păcătuiți. Dar când s-a apropiat Domnul Iisus Hristos de templu și a văzut oamenii aceia, s-a mâniat pe ei. Pentru că toți cei care erau acolo gândeau că fac o anumită slujbă, dar scopul lor era altul. Scopul lor era altul. Hristos nu era supărat numai pe cei care vindeau porumbei, turturele, miei, viței și așa mai departe, sau pe cei care schimbau bani. Ci era supărat începând de la marele preot până la ceilalți din Sinedriu, toți cei care erau la templu și slujeau cu interese meschine, care aveau o religie frumoasă, dar care nu aveau relație cu Dumnezeu. Erau oameni care se bazau pe templu, erau oameni care se bazau pe legi, erau oameni care se bazau pe tradiții, erau oameni care se bazau pe obiceiuri, dar care nu aveau o relație cu Dumnezeu. Când au fost scoase toate acestea din viața lor, s-au pierdut. S-au pierdut. Vedeți, până la urmă, că evreii au influențat și pe străini. Și spune cuvântul Domnului Ioan 4, cei din Samaria, care erau un fel de amestec de evrei cu oameni asiro-babilonieni din alte părți aduși acolo, și ei aveau o idee că trebuie să existe un loc unde se închine la Dumnezeu, și femeia, cât era ea de păcătoasă. Oameni buni, zicea Hristos, cinci ai avut? Și ăsta pe care îl ai, al șaselea, nu e al tău. Și femeia asta stă în fața lui Hristos și zice, și eu sunt curioasă să știu. Să nu crezi că eu n-am religie. Noi ne închinăm la garizim. Noi ne închinăm pe munte. Tu ce zici? Văd că ești un învățător bun. Văd că ești un profet. Mă vine să credeți că o asemenea persoană avea și ea religie? Cum îl catalogați, vă rog, pe tâlharul de pe cruce, Luca 23, care stă lângă Hristos, nu știm la dreapta sau la stânga, nu mai contează, și stă în fața colegului său și la un moment dat, când își dă seama că gruma se îngloașă și mai au puțin și mor, zice el, nu te temi tu de Dumnezeu. Bă, dar tu zici asta. Dar ce, tu te temi? Ce credeți, că tâlharul n-avea religie? Vă spun eu, avea. Nu te temi tu de Dumnezeu, pentru noi este drept, primim răsplata pentru faptele noastre. Dar omul ăsta n-a făcut niciun rău. Păi ce frumos vorbește de Hristos. Dar cine era ăsta? Un tâlhar care murea condamnat pentru ucidere și pentru răscoală și pentru nu știu câte. Hai să ne uităm la noi, hai să ne uităm în poporul român. Câți oameni n-au religie? Au religie. Acum există tot felul de controverse după recensământul ăsta. Că noi, penticostali, un pic ridicăm capul sus și zicem, noi am crescut. Dar vedeți că baptiștii știți ce zic?
Înseamnă că am rămas numai noi pe calea îngustă, adică ea puțini. Noi suntem deja mulți. Îți supărați ortodoxii că au scăzut 2%, supărați catolicii că au scăzut 1,5%, dar discută ei și spun, a, știi, pentru că demografic lumea, așa mai departe. Tot peste 90% am rămas religioși. Dar suntem numai religioși. Numai religioși. Începeți, vă rog, să discutați cu oamenii în cel mai mare magazin din Dej. Pe vremea când eram eu copil, era Bigu. Veneam și ne cumpăram training-ul de aici, tenis și așa mai departe. Mai este Bigu? Aveți acum supermarketuri. Începe cu oamenii într-un magazin mare sau în piață sau oriunde să vorbești despre Dumnezeu. Să vezi cum se strâmbă oamenii. Vorbește de fotbal, te acceptă toți. Vorbește de politică, vorbește de război, vorbește de vreme. Putem vorbi de vreme, nu? Așa ceva nu mai fost. Hai de mine! Dar când aduci subiectul de Dumnezeu, exact cum s-a întâmplat când Apostolul Pavel vorbea în Atena unor oameni care erau așa de învățați, atâtea știau, ei nu se ocupau cu altceva decât să audă ceva nou sau să spună ceva nou. Inventivi erau atenienii. Și când vine Apostolul Pavel și începe să le vorbească despre Hristos, despre judecata viitoare, despre învierea din morți, o zi ei asupra acestor lucruri, te vom asculta altă dată. Pentru că oamenii nu sunt interesați de o relație cu Dumnezeu. Să aibă o religie, din moș strămoș, de la Andrei încoace, citire, până în vremea noastră. Eu nu știu, mă tot întreb, ce religie era atunci în vremea în care sute de ani în România, până în anul 1500 după Hristos, noi n-am avut text în limba română scris. Scriptura era în limba slavonă, predicată de preoți. Veneau preoții și predicau în slavonă. Poporul nu înțelegea nimic, nici ei nu înțelegeau. O învățau mecanic. Și oamenii mergeau acasă și ziceau, noi suntem credincioși. Ce credeau, numai ei știu. Bun, în seara aceasta, aș vrea să vă spun că nu ajunge doar religia. Eu aș fi fariseu să vă spun că nu e importantă religia. Mai importantă, și eu sunt într-o religie. Dar eu cred că religia asta înseamnă mai mult decât o formă, decât niște dogme, niște reguli, niște legi pe care le avem și ele trebuie să fie la baza credinței noastre. Și noi trebuie să avem o relație cu Dumnezeu. Amen. O relație cu Dumnezeu. Pentru că zicea Domnul Iisus Hristos, cine ascultă cuvintele mele și le face, ăsta are o viață care nu se poate ruina. Celălalt, zice Domnul Iisus Hristos, nici măcar nu vă cunosc. Doamne, da. Cum adică oameni cu religie, oameni cu rezultate, oameni cu proiecte, oameni cu planuri și să spună Domnul Iisus, niciodată nu vă cunosc. Eu știu că unii îndulcim cuvântul ăsta și venim și spunem, ăștia vă pocăiți în tinereți. Eu nu știu dacă a fost. Hristos spune negru pe alb era cândva, acum e roșu pe alb, că cuvintele lui Iisus cu roșu în Biblia mea. Niciodată nu v-am cunoscut. Frați și surori, credeți că Iisus a spus adevărul aici? Păi înseamnă că pot unii să prorocească și să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Dumneavoastră credeți asta? Înseamnă că pot unii să scoată dragi și să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Înseamnă că pot fi unii să facă minuni. Mai târziu se dovedește că se fac de minune, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Pentru că au văzut și ei, pentru că au observat și auzim și câteodată mi se pun întrebări și a venit cineva odată la mine și a zis, frate, dar tu crezi că se poate ca în numele Fecioarei Maria să se facă o minune? Și eu am zis, mă, minunea cred că s-a făcut, dar scopul nu-i să te aducă la Dumnezeu, ci să te ducă în altă parte. Pentru că există putere de sugestie, există putere în lumea spirituală. Diavolul în vremurile din urmă va coborî foc din cer, va face minuni și semne. Cu ce scop? Ioan capitolul 2, Matei 24, mă iertați. Hristos mincinoși, proroci falși, care vor căuta să amăgească dacă va fi cu budiță chiar și pe cei aleși. Ești bine unde ești, e bună biserica ta. Ai un păstor credincios, ai încă unul, mai tânăr și așa mai departe și toate sunt bune și frumoase. Dar relația ta cum e cu Dumnezeu? Ai o relație în baza căreia să știi că El te cunoaște și tu îl cunoști pe El? Pentru că nu-i suficient să zic, Doamne, dă vechea credință în care a crezut mama, în care a crezut tata, că dacă eu nu cred în ea, e degeaba, e doar o tradiție, doar un obicei preluat și dat mai departe. Ori noi avem nevoie de relație cu Dumnezeu. Noi avem nevoie să fim strânși în legătură cu Dumnezeu.
Cuvântul Domnului ne spune de Apostolul Pavel că omul acesta avea un deziderat, avea o țintă extraordinară și când vorbește despre propria lui viață, în Epistola către Filipeni, capitolul 3, versetul 4, zice el, vorbind de viața veche, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești, dacă altul crede că se poate încrede în lucruri pământești, eu și mai mult. Eu sunt tăiat împrejur a opta zi din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din Efrei, în ceea ce privește legea fariseu, în ceea ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Eu nu mă pot pune alături de Pavel, Saul din Tars. Omul ăsta a fost foarte consecvent, foarte serios, foarte atent cu viața lui. Dar auziți, vă rog, mai departe, când îl întâlnește pe Hristos, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Bă, încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos, Domnul meu. Adică era important pentru Pavel să se asigure că el îl cunoaște personal pe Hristos și că Hristos este Domnul lui. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-l câștig pe el și să fiu găsit în el, nu având o neprihănire a mea pe care mi-o dă legea, ci aceea care se capătă prin credință în Iisus Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și când definește Hristos viața veșnică, Ioan 17:5, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Asta înseamnă să vezi dacă ai o relație cu Hristos și cu Dumnezeu. O relație înseamnă cunoști, comunici, trăiești. O relație înseamnă simți față de El, trăiești din mila Lui, din îndurarea Lui, socotești că fiecare dimineață este o nouă șansă pe care El ți-o dă, că fiecare zi este un nou bonus pe care El ți-l oferă pentru ca să-L onorezi pe Dumnezeu. În fiecare an de când slujesc, în medie particip la vreo 50-60 de înmormântări. Nu la toate sunt bătrâni. Am participat și la tineri și la copii și la persoane de vârsta mea sau mai tineri decât mine. Și întotdeauna când sunt într-o situație de felul acesta, știți ce mă gândesc? Oare de ce l-am murit și eu mai trăiesc? Și răspunsul este acesta și o spun cu toată sinceritatea, pentru că încă nu sunt pregătit să plec. Acum condulcim, nu mi-am sfârșit lucrarea, poate Domnul mai vrea să mă duc la evangelizare, la Dej sau nu știu unde, sau asta e din perspectiva mea. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, încă Dumnezeu cred că nu m-a găsit potrivit să mă ia acasă. De ce pe ăla de 27 de ani l-a lăsat să moară de cancer? De ce pe cealaltă l-a lăsat-o la 31 de ani să moară de cancer? De ce pe altul l-a lăsat la 34 de ani să moară în accident de mașină și pe tine? Încă te ține Dumnezeu, știi de ce? Pentru că vrea să ajungi în punctul în care să-L cunoști pe El, să fii asigurat de această viață veșnică, să fii sigur că atunci când pleci din viața aceasta, te duci la Dumnezeu și nu ți este frică. În urmă cu o săptămână am participat la mormântarea unei surori. Avea 77 de ani, din perspectiva unora bătrână, dar pentru cei care sunt la 70 de ani, la 77, nu-i chiar așa bătrân omul. Avea probleme cu inima și de câteva ori m-a sunat, am mers și la ea în spital și zicea, frate, nu știu ce să fac, dacă să mă las operată sau nu. Am probleme cardiace și mi-au spus medicii că fără operație nu pot scăpa. Am zis, rezistă trupul. Am zis, nu știu. Am zis, ești pregătită pentru operație? Zice, frate, indiferent ce s-ar întâmpla, eu sunt pregătită. Eu sunt pregătită. Știți cât de mult m-a mângâiat pe mine asta? Că ea era la fel de liniștită, orică se operează și moare, orică se operează și trăiește. Până la urmă au constatat medicii că nu avea putere să reziste în operație și n-au operat-o și femeia fiind pregătită s-a dus la Domnul, a murit. Asta e numai o bucurie pentru noi păstori când participăm la înmormântarea oamenilor care sunt pregătiți să duc la Domnul. Dacă știm că a avut o relație strânsă cu Domnul, dacă știm că o trăi viața cu El și predicăm cu har și dăm exemplu pe morți și... E grozav lucrul ăsta, pentru că asta vrea Dumnezeu să vadă noi, că suntem în legătură cu El. Că n-ai siguranța zilei de mâine, că se moare de infart și la 24 de ani, că se moare de accident și la 18 ani. De aceea să nu avem doar o religie, avem o religie, da, suntem în biserica penticostală, dar avem o relație cu Dumnezeu, care înseamnă mai mult decât religie. Amin. Și dați-mi voie să închei, în ultimul rând,
subliniind că o viață care nu se poate ruina caută nu doar senzaționalul, minunile, hai să vedem ce face Dumnezeu, ci are la bază o credință sinceră, o credință puternică, o credință care nu poate fi mutată de necaz, de încercare, de furtună. Adeseori în Scriptură și în viața noastră noi știm că ploaia, șuvoaiele, vânturile, toate acestea nu sunt zile senine. Toate acestea nu sunt zile ușoare, ci sunt zile grele. Peste viața lui Iov, la un moment dat, s-a umplut cerul vieții lui de nori. Dar când se uită Iov în sus, zice, știu că va veni un vânt și va da norii la o parte și va răsări soarele, dar acum încă-s nori. Nu știu viața dumitale, dar uneori în viața noastră apar momente de furtună, apar momente de cotitură, apar momente grele. Știu că unora dintre noi ni se pare că mai ușor l-am urmat pe Hristos dacă mai mereu am primit câte un impuls, câte o minune, câte un lucru senzațional. Doamne, dar de ce ai respins pe ăștia care vorbesc de minuni, vorbesc de semne, vorbesc de eliberări de demoni, vorbesc de prorocii, vorbesc de... și așa mai departe. Pentru că viața noastră în legătură cu Hristos nu are la bază ceea ce El face în timpul vieții noastre, ci are la bază ceea ce El a făcut când a fost pe pământ, și anume jertfa Lui. Este cea mai mare minune din istorie. Spunea marele preot din vremea aceea cu numele Ana, mai bine să moară unul decât să piară tot norodul. Nu știa că prorocește. Poziția l-a obligat să rostească un cuvânt de prorocie. Mai bine să moară unul decât tot norodul. Și a murit Hristos pentru noi. Și zice Apostolul Petru când evaluează lucrarea aceasta, știți bine că nu cu aur, cu argint sau cu pietre scumpe ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump al lui Hristos, mărire Domnului. Cea mai mare minune s-a întâmplat acum 2000 de ani, când Hristos a stat între cer și pământ. Asta a rupt omenirea în două, a schimbat istoria în două, a schimbat viețile a milioane și milioane de oameni. Și continuă Iisus Hristos să schimbe vieți. Și în seara aceasta Hristos vrea să te schimbe prin puterea Lui, ca tu să ai o credință puternică în El. Păi apostolii, spune cuvântul lui Dumnezeu, au primit și răpirea verilor, au primit și bătăile, au primit și lanțurile, au primit și închisoarea, au primit și moartea. Ce, nu putea Domnul să-i izbăvească? Nu putea? Spune cuvântul lui Dumnezeu, ei au acceptat. În bătăi, în lanțuri, în prigoniri, în toate acestea. Ei, despre care spune Evrei capitolul 11, de care nu era lumea vrednică de ei, ei au acceptat aceasta de dragul lui Hristos. Știți cum suntem noi? Când trecem prin necazuri, când trecem prin încercări, căutăm pe unul pe altul, venim la fratele păstor, frate, nu mai face Domnul minuni. Eu nu știu de ce în biserica noastră nu-i răspunde Domnul la rugăciuni. Dar am o întrebare. Cam cum am fi și unde am fi noi dacă la fiecare mică durere sau problemă pe care o avem, Dumnezeu intervine prompt și o rezolvă. Eu cred că i-am desconsiderat și pe îngeri. Mi s-ar părea că și îngerii sunt demoni. Mi s-ar părea că noi suntem grozavi. Frați și surori, eu cred că Dumnezeu are atot înțelepciunea Lui și El știe când să intervină și să lucreze. Și dacă Dumnezeu nu intervine la valul care este peste viața dumitale, la furtuna care se ridică în viața ta, El știe de ce. Nu forțați mâna lui Dumnezeu. Nu înseamnă că nu ne rugăm pentru cei bolnavi, nu înseamnă că nu credem în puterea lui Dumnezeu, nu înseamnă că desconsiderăm prorociile sau minunile. Ba da, dar noi îl urmăm pe Domnul nu de dragul lor, ci de dragul lui Hristos. Că eu cunosc oameni care s-au bazat pe prorocii și au murit. Și prorociile s-au dus cu ei în groapă. Și ăia care l-au rostit în rog să pocăiască, să dau mari pe la cercuri de rugăciune. Eu cunosc situații în care unii oameni au avut parte de vindecări în viață și nu s-au pocăit niciodată. Pentru că minunea nu te schimbă. Dumnezeu nu mă schimbă. De aceea e nevoie pentru mântuirea noastră de o credință puternică. De aceea ucenicii s-au rugat ca să poată vesti cuvântul lui Dumnezeu, că ăsta produce credință. Și noi credem în Dumnezeu și dacă nu ne vindecă, și dacă nu ne izbăvește. Ce au spus cei trei tineri în fața cuptorului?
Până nu ne interesează, împărate, nici orchestra ta, nici muzica ta cât e de elegantă, nici chipul de aur pe care l-ai înălțat, nu ne interesează nici porunca ta. Noi în față te sfidăm, nici nu mai pui orchestra să cânte. Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scape. Dar și de nu ne scapă, noi nu ne închinăm. Pentru că noi nu slujim pe Dumnezeu doar cu gândul să ne scape, ci noi îl slujim pentru că trebuie să-l slujim. Noi rămânem lângă Dumnezeu și atunci când ne mor părinții, și atunci când ne mor copiii, și atunci când avem cancer, și atunci când avem accident. Nu contează. Noi rămânem lângă Dumnezeu. Nu le căutăm. Nu crede cineva că eu privesc lucrurile așa numai din perspectiva aceasta a lucrurilor rele și negative. Nu! Ci în mijlocul necazurilor să ne ridicăm ochii în sus, pentru că apostolul Pavel spunea spre împărăția lui Dumnezeu să ajunge prin... Multe necazuri, spune, multe necazuri. Cum? Spre împărăție? Nu-i mai bine? Ba da, pentru suflet, pentru inimă, pentru starea ta interioară, lăuntrică, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, spune 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, cele care se văd sunt trecătoare, iar cele care nu se văd sunt veșnice. De aceea și dacă omul nostru dinăuntru se trece, omul din afară se trece, omul dinăuntru ce face? Se înnoiește în fiecare zi, mărit să fie Domnul! Ori în seara aceasta aș vrea să vă chem la o credință puternică, bazată pe Domnul, bazată pe o relație vie cu El, bazată pe a permite cuvântului să ne transforme, să ne schimbe, să aducă noi o stare nouă. Nu căutăm senzaționalul. Când ai credință, vine El. Când ai credință, vine puterea lui Dumnezeu. Și când ai o astfel de credință, Dumnezeu își face lucrarea, binecuvântat să fie numele Domnului. Vreau să vă încredințez în mâna lui Dumnezeu, văd că timpul trece așa de repede la dumneavoastră, așa-i când stai cu oameni care te ascultă, așa-i când ne bucurăm în prezența Domnului. Aș vrea să ne întărim cu acest cuvânt, aș vrea să ne punem fiecare lângă El, pentru că eu îmi doresc, primul, eu îmi doresc să am o viață care să nu se ruineze. Vă doriți dumneavoastră? Seara aceasta am învățat din cuvântul Domnului, o viață de felul acesta urmărește nu doar informarea, ci transformarea. O viață de felul acesta, în al doilea rând, are la bază nu doar o religie, ci o relație cu Dumnezeu. O viață de felul acesta nu caută doar senzaționalul. Fraților, dacă se întâmplă minuni, e slava lui Dumnezeu, nu e meritul vreunui om. Și lăsăm pe Dumnezeu să facă minuni, dar nu le căutăm astea. Și noi vrem să avem o credință puternică. Nu căutăm senzaționalul, ci o credință puternică. Și mă rog ca în seara aceasta Duhul lui Dumnezeu să se atingă de orice inimă, El să ne transforme. El să ne pună într-o relație vie cu Hristos, cu cerul, și El să producă noi o credință puternică. Și la cei pe care poate am avut-o, Dumnezeu să o întărească, Dumnezeu să ne dea putere. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.